Salut! Numele meu este Ștefan și voi sunteți la Despre Bani. Astăzi începem o serie de videouri, o serie pe care o voi numi Challenge 10.000. Este vorba de niște videouri despre investiții. Voi deschide un cont la Interactive Brokers, un cont nou. Voi depune acolo câte $500 în fiecare lună și vreau să cresc portofoliul până la $10.000. În momentul în care avem $10.000, o să facem un video de recapitulare, să vedem cum am crescut, ce anume s-a întâmplat, în ce am investit, ce am vândut. Vreau să avem atât luni în care să depunem și să cumpărăm ETF-uri, dar sper să avem și luni în care să avem acțiuni individuale pe care le vom cumpăra, să avem luni în care vom vinde în profit. Vom vedea cum merge în funcție de piață. Nu mă aștept să meargă foarte rapid, în sensul că mă aștept să dureze un an și ceva, poate doi, până vom ajunge la cei $10.000. Cred că e foarte important să nu luăm decizii greșite, să mergem la sigur, așa cum fac în orice investiție pe care o fac din banii mei în portofoliul meu privat, și acest portofoliu public este un mod prin care sper ca voi să vedeți și să aveți câteva răspunsuri la întrebările în ce investesc eu, de ce investesc în acele lucruri și cum este ok să investești într-un portofoliu din punctul meu de vedere. Să trecem la treabă. Ok, m-am logat în cont la Interactive Brokers. Deja avem prima depunere făcută. Banii nu au intrat încă. După ce depui, trebuie să aștepți o săptămână pentru că depui cu Revolut. Dacă aș depune din contul meu personal, nu ar trebui să aștept această săptămână, dar aș avea niște comisioane. Depunând cu Revolut, reușesc să nu am niciun fel de comision, nici când depun în Revolut, nici când plătesc către Interactive Brokers suma de bani pe care vreau să o plătesc. Ce vreau să vă arăt acum este primul ETF pe care vreau să-l cumpăr în momentul în care vom avea suma de bani în cont. Este vorba de SPY 5. Din cei $500 pe care îi vom avea în cont, vom cumpăra probabil SPY 5 sau un alt ETF despre care vreau să vă vorbesc. Este acesta, UDVD. Imediat, ok. SPDR US Dividend Aristocrats. Imediat să se încarce. Bun. Putem să cumpărăm sau SPY 5 sau UDVD. Trebuie să mă mai gândesc un pic la ce voi cumpăra. Nu sunt 100% sigur. Inițial am înclinat către SPY 5, dar mă gândesc că și acest UDVD este un punct bun de plecare. Cu siguranță în cei 2 ani, să zicem, cât îmi propun să construiesc acest portofoliu, sau un an jumate, sau cât o fi, voi avea și UDVD și SPY 5 în portofoliul meu, pe lângă alte ETF-uri pe care le voi cumpăra. Prima acțiune individuală nu o cumpărăm încă. Avem doar $500, nu putem să cumpărăm foarte multe cu $500 și nu are rost să ne împărțim în foarte multe părți. De asemenea, probabil că nu voi cumpăra mai mult de una sau maxim două acțiuni, fie ele individuale, fie ETF-uri, în fiecare lună, pentru că suma de bani pe care o avem, așa cum am spus, nu este foarte mare. Dacă va exista un moment în care vom vinde, vom fi în profit și vom vinde,
o astfel de acțiune, atunci probabil că va fi mai ok din punctul de vedere al numărului de tranzacții, vor fi puțin mai multe tranzacții, dar deocamdată nu este cazul. Am să revin cu un video când intră banii în cont efectiv. Mersi!